Liceul Tehnologic Decebal a fost onorat astăzi să fie gazda unui eveniment școlar marcant pentru învățământ. Cercul pedagogic al directorilor din județul Mehedinți. Au fost prezenți atât conducători cu experiență, cât și oameni aflați la început de drum. La eveniment a fost prezent inspectorul școlar general al ISJ Mehedinți, Alin Tomoescu, care i-a felicitat pe directorii unităților de învățământ din județ pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute în urma concursului ocupării funcției de director. Pentru că este prima întâlnire pe acest an și pe acest mandat cu dumneavoastră, vă urez succes în activitatea pe care o desfășurați. Totodată vă felicit pentru concursul la care ați participat și pe care l-ați luat, pentru că știu din proprie experiență ce a însemnat proba scrisă și acea bibliografie foarte mare. Vă urez succes în continuare, iar din ceea ce am văzut, doamna inspector Tatomir și doamnele metodiste, doamnele director, s-au ocupat foarte bine de acest și v-au pregătit materiale utile. Sunt tot felul de exemple, de adeverințe, de materiale care vă pot ajuta pe dumneavoastră în activitatea zilnică. Este bine în timp să facem ceva unitar, pentru că asta vă ajută și pe voi, ne ajută și pe noi. Un cerc pedagogic este o întâlnire, un prilej pentru toate cadrele didactice din județ să poată participa la aceste activități în cadrul cărora se aduc la cunoștință ultimele noutăți legislative, probleme de curriculum, de didactică. În acest an școlar, punându-se accent pe noua reformă curriculară și dezbaterea reperelor metodologice pentru asigurarea unui învățământ de calitate. Am felicitat pentru modul în care ați organizat olimpiadele școlare pe care le-am avut în calendarul de desfășurare anul acesta, pentru modul în care ați pregătit simularea examenului de bacalaureat. Aici aș avea de făcut o obiecțiune. V-aș propune ca la viitoarele examene, la viitoarea simulare de bacalaureat, să încercați să îi stimulați pe elevi să participe într-un număr cât mai mare, deoarece prezența la acest examen de simulare pentru bacalaureat a fost una destul de mică, undeva la 52%. În cadrul evenimentului s-a vorbit despre atitudinea și abilitățile pe care trebuie să le aibă orice director și dascăl. Director trebuie să învețe tot timpul, indiferent de câte ani este director. Așa că încă o calitate pe care un director ar trebui să o aibă este aceea de a învăța tot, de a spăsa, de a învăța, de a iubi, de a fi atent la ceea ce este în jurul tău. De asemenea, în cadrul cercului s-a discutat despre înființarea în mediul online a unui grup din care să facă parte toți directorii unităților de învățământ din Mehedinți, pentru ca cei cu experiență să-i ajute pe noi veniți și astfel actul educațional să fie unul de calitate. Ce-ar fi dacă și noi am face un spațiu în care să colaborăm, iar acel timp pe care îl consumă, hai să nu îl considerăm pierdut cu realizarea documentelor, să-l folosim drept în favoarea copiilor. Și dacă un coleg are o decizie de un anumit fel, să o posteze acolo, eu pot să o descarc și poate că mai adaug ceva și spun, uite, mie mi-a venit ideea asta. Avem nevoie de comunități care să lucreze împreună. Nu se mai poate să faci lucrurile de unul singur. E prea mult de lucru. În județul Mehedinți avem directori bine pregătiți, cărora le pasă de unitățile pe care le conduc. Sunt importante aceste întâlniri. Este un cadru în care, de la director până la profesor, pot să vină în contact direct cu colegii cu un grad ridicat de
perfecționare, pot să adreseze întrebări și pot să facă schimb de experiență între ei.